Holurile aglomerate ale aeroportului Otopeni din România au amuțit. O umbră de îngrijorare se așterne peste fețele prietenoase care întâmpină de obicei călătorii. Mascota lor iubită, o pisică frumoasă pe nume Vasi, a dispărut. Vasi nu este doar o pisică oarecare, este prietena blănoasă a tuturor celor de pe aeroport. Pasagerii se opresc să o mângâie. Angajații își împart prânzul cu ea. Vasi aduce bucurie în fiecare colț al Otopeniului. Dar acum, locurile ei preferate sunt goale. Unde ar putea fi? Povestea lui Vasi este una emoționantă. Cu ani în urmă, a ajuns pe aeroport ca o pisicuță vagabondă. Era mică, timidă și avea nevoie disperată de o casă. Personalul aeroportului a primit-o cu brațele deschise. Au știut imediat că locul ei era acolo. Au numit-o Vasi, iar ea a devenit rapid un membru iubit al familiei aeroportului. I-au construit un cuș confortabil lângă biroul de informații. S-au asigurat că are întotdeauna mâncare proaspătă și apă. Și cel mai important, au copleșit-o cu afecțiune nesfârșită. În noaptea de 22 august 2024, s-a întâmplat ceva ciudat. O liniște neobișnuită a cuprins aeroportul, iar luminile palide păreau să ascundă un mister. Vasi, pisica iubită a aeroportului, a fost văzută lângă locul ei obișnuit, lângă bagajele călătorilor. Era o prezență constantă, aducând zâmbete pe fețele tuturor. Dar dimineața dispăruse fără urmă. La început, oamenii au crezut că se ascunde sau că trage un pui de somn într-un colț liniștit. Era cunoscută pentru obiceiul ei de a se ascunde în locuri neașteptate. Dar, pe măsură ce orele treceau, îngrijorarea a început să se instaleze. Oamenii se uitau la ceasuri, sperând să o vadă apărând dintr-un moment în altul. Personalul aeroportului a căutat-o peste tot. Au verificat sub scaune, în colțuri întunecate și chiar în zonele de bagaje. Fiecare colțișor a fost cercetat cu atenție. Au verificat fiecare colțișor, au strigat-o pe nume și au scuturat punga cu recompensele ei preferate. Sunetul familiar al recompenselor ar fi trebuit să o atragă imediat, dar Vasi era de negăsit. Locul ei obișnuit era gol, iar patul ei micuț rămânea neatins. Atmosfera optimistă de pe aeroport s-a transformat în una sumbră. Zâmbetele au dispărut, iar discuțiile vesele s-au transformat în șoapte îngrijorate. Toată lumea era îngrijorată pentru prietena lor blănoasă. Vasi nu era doar o pisică, ci un membru al comunității aeroportului, iar dispariția ei a lăsat un gol imens în inimile tuturor. Postere cu imaginea ei au fost lipite peste tot, iar oamenii discutau despre posibilele locuri unde ar fi putut să se ascundă. Fiecare colț al aeroportului era acum un posibil indiciu. În disperare, personalul a început să revadă înregistrările de securitate, sperând să găsească vreun indiciu despre unde ar fi putut să meargă Vasi. Fiecare secundă a fost analizată cu atenție. În timp ce căutările continuau, oamenii se adunau pentru a-și împărtăși amintirile despre Vasi. Fiecare avea o poveste despre cum pisica le-a luminat ziua. Noaptea s-a transformat în zi, dar Vasi tot nu a fost găsită. Speranța că va apărea dintr-un moment în altul nu dispăruse, dar îngrijorarea creștea cu fiecare oră care trecea. Cu toate acestea, nimeni nu era dispus să renunțe. Determinarea de a o găsi pe Vasi era mai puternică decât oricând. Toată lumea era hotărâtă să continue căutările până când prietena lor blănoasă va fi din nou în siguranță. În ciuda misterului din jurul dispariției lui Vasi, există o licărire de speranță. Deși zilele au trecut fără nicio veste concretă, echipa de la aeroport și voluntarii nu și-au pierdut optimismul. Ei continuă să se adune zilnic, discutând strategii și planuri pentru a o găsi pe Vasi. Fiecare întâlnire este plină de speranță și determinare, iar spiritul lor colectiv este de neclintit. Martorii au raportat că au văzut o pisică care seamănă cu Vasi într-un câmp din apropiere. Această informație a fost primită cu entuziasm, iar echipele de căutare s-au mobilizat imediat. Oamenii au început să scotocească fiecare colț al câmpului, sperând să o găsească pe Vasi. Fiecare pas făcut în căutare este un pas mai aproape de a o aduce acasă. Se pare că purta zgarda ei roșie și eticheta cu numele Diva. Aceasta a fost o confirmare importantă pentru toți cei implicați în căutare. Zgarda roșie cu eticheta Diva este un semn distinctiv, iar faptul că a fost văzută purtând-o a întărit convingerea că Vasi este încă în zonă.
Această informație le-a dat tuturor o nouă speranță că Vasi este undeva pe aproape, așteptând să fie găsită. Zâmbetele au început să reapară pe fețele celor implicați, iar optimismul a crescut. Fiecare persoană implicată în căutare a simțit un val de energie nouă, determinată să continue eforturile până când Vasi va fi găsită. Poate că a plecat într-o mică aventură pe cont propriu. Pisicile sunt cunoscute pentru curiozitatea lor și dorința de a explora. Este posibil ca Vasi să fi fost atrasă de ceva interesant și să fi decis să își ia o mică pauză de la rutina zilnică. Poate că cineva a găsit-o și a luat-o acasă, neștiind cine este. În astfel de situații, este posibil ca o persoană binevoitoare să fi găsit-o pe Vasi și să o fi adăpostit, crezând că este o pisică rătăcită. Această posibilitate aduce un sentiment de liniște, știind că Vasi ar putea fi în siguranță și bine îngrijită. Indiferent de motivul dispariției ei, toată lumea se agață de credința că Vasi este în siguranță. Comunitatea s-a unit într-un mod remarcabil, arătându-și sprijinul și determinarea de a o găsi. Fiecare zi aduce noi eforturi și noi speranțe, iar legăturile dintre oameni devin tot mai puternice. În mijlocul incertitudinii, speranța rămâne farul călăuzitor pentru toți cei implicați. Căutarea lui Vasi s-a extins mult dincolo de zidurile aeroportului. Comunitatea locală s-a unit într-o demonstrație incredibilă de solidaritate și compasiune. Voluntarii s-au alăturat personalului aeroportului în distribuirea de fluturași cu poza lui Vasi. Afacerile locale și-au oferit sprijinul afișând postere în vitrinele lor. Iar rețelele de socializare au explodat cu mesaje de îngrijorare și urări de bine. Povestea lui Vasi a atins inimile oamenilor de pretutindeni, dovedind că legătura dintre oameni și animale nu cunoaște limite. Echipe de căutare au fost organizate pentru a cerceta zona în care Vasi a fost văzută ultima dată. Voluntarii s-au adunat de vreme dimineața, fiecare cu o hartă în mână, pregătiți să acopere fiecare colț al cartierului. Planificarea a fost meticuloasă, fiecare echipă având o zonă specifică de acoperit, pentru a se asigura că niciun loc nu rămâne neexplorat. Oamenii verifică sub mașini, în spatele tufișurilor și în orice loc în care o pisică curioasă ar putea ajunge. Fiecare colț întunecat, fiecare spațiu mic este atent examinat. Voluntarii se apleacă, se uită sub vehicule, ridică obiecte și se uită în spatele gardurilor, sperând să găsească vreun indiciu despre locul unde s-ar putea ascunde Vasi. Adăposturile de animale au fost alertate, iar medicii veterinari locali sunt pregătiți să o consulte pe Vasi în momentul în care va fi găsită. Personalul adăposturilor a pregătit spații speciale pentru a o primi pe Vasi, iar medicii veterinari au echipamentele necesare pentru a-i oferi îngrijirile de care ar putea avea nevoie. Toată lumea este în alertă maximă, gata să acționeze imediat ce Vasi este adusă la ei. Dedicația și determinarea tuturor celor implicați în căutarea lui Vasi sunt cu adevărat impresionante. Voluntarii nu se lasă descurajați de oboseală sau de dificultățile întâmpinate. Fiecare echipă arată o concentrare intensă și o dorință puternică de a o găsi pe Vasi. Ei lucrează neobosit, zi și noapte, fără să-și piardă speranța. Aceștia sunt animați de dragostea și compasiunea pe care o au pentru această pisică specială și refuză să-și piardă speranța. Fiecare gest de încurajare, fiecare zâmbet de speranță, arată unitatea și solidaritatea grupului. Ei știu că împreună sunt mai puternici și că, prin eforturile lor comune, o vor găsi pe Vasi și o vor aduce înapoi în siguranță. Dragostea lor pentru Vasi este motorul care îi împinge înainte, zi după zi, în această căutare neobosită. În era digitală, rețelele de socializare au devenit un instrument puternic pentru sensibilizarea publicului. Iar în cazul lui Vasi, au jucat un rol esențial în mobilizarea eforturilor de căutare. Povestea ei a devenit virală, mii de oameni distribuind fotografia și informații despre dispariția ei. Hashtagul Găsiți Vasi a fost în tendințe, unind oameni din toate categoriile sociale într-un scop comun, aducerea lui Vasi acasă. Comunitatea online s-a mobilizat în jurul lui Vasi, demonstrând puterea incredibilă a acțiunii colective. Pe măsură ce zilele trec, urgența găsirii lui Vasi devine din ce în ce mai mare. Pisicile sunt creaturi rezistente, dar sunt și vulnerabile,
mai ales în medii necunoscute. Timpul este esențial, iar toți cei implicați în căutare lucrează neobosit pentru a o aduce pe Vasi acasă în siguranță. Personalul aeroportului, voluntarii și întreaga comunitate se agață de speranță. Ei cred că cineva undeva s-ar putea să o fi văzut pe Vasi sau să știe ceva ce ar putea aduce la găsirea ei. Dacă aveți orice informații despre Vasi, oricât de mici sau nesemnificative vi s-ar părea, vă rugăm să nu ezitați să le împărtășiți. Contactați autoritățile aeroportului Otopeni sau orice adăpost de animale local. Informația dumneavoastră ar putea fi cheia.